Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! În cadrul ediției speciale din această seară, aflați care sunt provocările întâmpinate la frontieră, cum a fost gestionată criza umanitară și ce puncte slabe a scos la suprafață. Aflăm răspunsuri de la invitatul de astăzi, șeful Poliției de Frontieră, domnul Rosian Vasiloi. Bună seara și bine ați venit în platoul nostru! Bună seara și bine v-am găsit! Dacă tot am fost cu ochii pe Procuratura Generală astăzi și pe posibile infracțiuni în acest sens, vreau să începem discuția din această seară cu subiectul legat de corupție și de schemele de contrabandă la frontieră. Această problemă a fost întotdeauna una destul de gravă în Republica Moldova. Cum se luptă la moment cu deconspirarea acestor scheme, domnule Vasiloi? Este un exercițiu, unul complex, în care sunt implicați mai mulți actori la nivel național, și aici este vorba nu numai de Poliția de Frontieră, dar și colegii noștri din Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, alte autorități care au competențe în acest domeniu. Sunt în desfășurare mai multe investigații în acest sens. Și noi cu toții ne aducem aminte de cazul de la aeroportul internațional Chișinău, cazul din sudul Republicii Moldova, Cahul, cazul de la Leușeni sau cazul de la Sculeni. Toate aceste acțiuni sunt desfășurate în deplină conformitate cu legislația în vigoare și vreau să asigur și cetățenii, dar și pe colegii mei din sistem, că noi vom duce până la capăt aceste investigații. Cel puțin la momentul de față acordăm tot sprijinul necesar colegilor noștri din organele procuraturii, astfel ca orice încălcare de lege, orice caz de corupție, de facilitare a schemelor de contrabandă să fie dus până la capăt și diferiți cei care au săvârșit aceste ilegalități justiției. Apropo, anterior, într-un interviu, făcând referire la contrabandă cu țigări, ați menționat că anumiți oameni din PSRM ar oferi acoperire pentru astfel de scheme. Continuă schemele și până acum? Schemele nu continuă. Schemele sau acele acțiuni pe care noi le-am desfășurat pe parcurs a practic 9 luni de zile de la momentul când am preluat funcția de conducător a Poliției de Frontieră, noi am reușit împreună cu colegii noștri de la serviciul AMAL, trebuie să recunoaștem, împreună și cu colegii noștri de pe malul drept al Prutului, dacă este să vorbim despre acele acțiuni legale la frontiera externă a Uniunii Europene, să minimizăm la maximum cu practic 19% sau puncte procentuale cazurile de contrabandă cu țigarete spre Uniunea Europeană. La moment, acest punct procentual, conform estimărilor sau studiilor internaționale credibile în acest domeniu, este între 3,5 și 6,9%. Asta este vorba despre acele cazuri când pe teritoriul Uniunii Europene, dar în special în România, sunt depistate țigări, fie de proveniență din Republica Moldova, fie de proveniență duty-free. Ultima operațiune desfășurată de către Poliția de Frontieră în comun cu Procuratura Anticorupție, autoritățile de drept din România, și eu mă refer la o operațiune fără precedent, unde au fost implicate mai multe resurse de pe ambele maluri ale Prutului, care s-a desfășurat într-o perioadă destul de grea, timp de 6 luni de zile, pe timp de iarnă, inclusiv și pe timp de război după 24 februarie, vreau să vă anunț la moment că acțiunile pe această operațiune continuă. Multe detalii la moment nu pot să dau pentru că investigațiile sunt încă în derulare, dar credeți-mă că toată schema și tot ce e implicat în această schemă vor fi diferiți justiției, pentru că alt sorț de izbândă noi nu avem. Câte scheme acoperite ați descoperit de când ați revenit în această funcție? Nu o să pot să dau acum un număr exact. Frontiera de stat a Republicii Moldova astăzi are o lungime de 1906 km. Ilegalități au fost mai multe legate de migrație ilegală, favorizarea schemelor de contrabandă cu țigarete, contrabanda de țigări,
trafic ilegal de droguri, dar ceea ce vreau să asigur și cetățenii, dar și colegii mei, că în acțiunile pe care noi le propunem, pe care le desfășurăm de fapt, întotdeauna ne vom ghida de lege și de interesul național. Alt interes pentru noi nu există, iar cei care poate că și mai încearcă să facă anumite ilegalități, totul până la urmă iese la iveală. Cazul de azi ne dovedește asta cu lux de amănunte, fără să intru în prea multe detalii. Aș vrea să vorbim un pic și despre zona transnistreană, acolo unde de fapt sunt transportate loturile mari. Prin ce pârghii sau ce pârghii avem la moment pentru a monitoriza situația acolo? Legat de segmentul transnistrean al frontierei stat moldo-ucraineni, noi nu suntem prezenți acolo. Până la începerea războiului, până pe 24 februarie, noi am avut numai o singură prezență împreună cu colegii noștri de la Serviciu Vamal și eu mă refer aici la punctul de trecere Pervomaiscu-Ciurgan, care se află pe acest segment transnistrean. Din data de 27 februarie am fost informați de către colegii noștri din Ucraina că ei închid toate punctele de trecere și practic toată frontiera pe acest segment de o lungime totală de 453,4 km, respectiv responsabilitatea în mare parte ține de acțiunile care sunt desfășurate de către colegii noștri din Ucraina. Vorbim despre această linie administrativă care disparte malul stâng de malul drept al Nistrului. Sunt prezenți colegii noștri din cadrul Poliției Naționale, Biroul Migrație și Azil și colegii din Serviciu Vamal. Și cred că dacă ne referim la acest subiect, cel mai bine să întrebați pe ei ce acțiuni desfășoară, dar din cunoștință de cauză, sectorul acesta tot este monitorizat pentru a exclude orice ilegalitate în acest sens. Trebuie să recunoaștem că procesul de sau fenomenul de contrabandă este o chestie bistatală și ține de interacțiunea dintre colaboratorii de la frontieră. Cum ar trebui să fie această interacțiune în viziunea dumneavoastră, astfel încât să fie prevenite aceste încălcări? Și cum este la moment această interacțiune? Mă refer atât la România cât și la Ucraina. Eu, în activitatea pe care o am de mai mulți ani, niciodată nu am divizat după importanță frontiera, fie moldo-română, fie moldo-ucrainean. Pentru că este vorba despre frontiera de stat, un garant a faptului că statul este în siguranță. Dar, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, orice ilegalitate care se produce la frontieră, de fapt, nu începe la frontieră. Ea are o continuitate, inclusiv și peste frontiera de stat a Republicii Moldova. Dacă se vorbim de țigări, țigările până ajung pe malul Prutului, fie pe malul Nistrului, ele de undeva provin. Fie undeva se produc, fie undeva se depozitează, sunt importate cu scopul ulterior de a fi transportate spre exemplu, Uniunea Europeană. Iar aici este foarte important acea cooperare și schimbul operativ de informații la nivel național, între toate autoritățile de aplicare a legii, mediul de afaceri inclusiv, care este interesat ca tot ce ține de vânzarea țigaretelor sau produsele accesabile să fie în câmpul legal, inclusiv și cooperarea cu colegii noștri de pe o parte a frontierei sau de pe altă parte a frontierei. Ați menționat despre cooperarea dintre mediul de afaceri și instituțiile statului. Există la moment această cooperare și dacă există, cât de eficient are și ce rezultate? Sunt mai multe stabilite parteneriate și mecanisme de schimb de informații cu mediul de afaceri, astfel ca tot ce e legat de mărfuri accesabile să fie în câmpul legal. Și aici, după cum spuneam, sunt implicate mai multe autorități ale statului și noi, și colegii de la Serviciul Vamal, și colegii de la Poliția Națională, Inspectoratul Fiscal de Stat, alte autorități. Or, fără un schimb eficient de informații, eu spuneam, marfa de contrabandă nu se naște la frontieră, ea nu cade în spațiu pe malul Prutului sau pe malul Nistrului, ea din nou apare. Iar aici noi, în desfășurarea acelor operațiuni despre care eu am vorbit, o durată operațiunii 6 luni de zile, cu diferite acțiuni mai specifice în activitatea operativă de investigație, în care erau implicate mai multe autorități. Iată, asemenea gen de acțiuni noi le vom desfășura, inclusiv le vom desfășura
împreună cu colegii noștri din Uniunea Europeană și mă refer aici la agenția europeană Frontex, care din 19 martie este pe deplin activă în acțiunile noastre comune, la prima etapă, în punctele de trecere a frontierei de stat, cu dezvoltarea ulterioarelor mecanisme de acțiuni pe, așa cum îi spunem noi, frontiera verde. Cât de cooperant este mediul de afaceri din Republica Moldova, dacă tot ne referim la sursa de unde provin aceste încălcări? Atât timp cât mediul de afaceri este interesat în activități în câmpul legii, el este cooperant. S-a mai schimbat ceva în ultimii ani? Și se va schimba în continuare, pentru că tot ce ține de economie tenebră nu aduce în plus valoarea economiei statului. Iar aici, autoritățile statului, și vorbeam, nu este numai acțiunile întreprinse de către poliția de frontieră. Este un complex de măsuri care sunt desfășurate de către toate autoritățile statului, fie din guvern, inclusiv și cu sprijinul Parlamentului, pentru că urmează sau trebuie modificat și anumit cadrul legislativ. Dar aici cred că este un alt subiect de discuție. Încă în toamna anului trecut, dacă nu greșesc, ați declarat că dacă angajații poliției de frontieră vor încălca legea, personal le veți pune cătușele. Iată că a trecut ceva vreme de atunci. Vreau să vă întreb, câtor funcționari le-ați pus cătușele? Credeți că a fost mai mult o... Vor fi trași la răspundere. Da, cu alte asta vreau. Pentru că nu este competența șefului poliției de frontieră să pună cătușele. A fost o metaforă. O metaforă în acest sens, dar... Și totuși. La momentul de față, noi avem 38 de polițiști de frontieră care fie își așteaptă sentința, pentru că materialele deja sunt transmite să justiției, fie sunt suspendați de funcție de către procuratură, pentru că în desfășurare sunt mai multe activități de urmărire penală. Aceste acțiuni noi le vom desfășura în continuare, dar ceea ce foarte mult contează, noi acum și întotdeauna, de fapt, dar acum în special ne vom concentra pe acțiuni de prevenție a asemenea cazuri, pentru că și de motivarea personalului, inclusiv și sub aspect de aspecte legate de protecție socială, salarii decente pentru condiții de muncă decente. Chiar acum vin de la frontieră și am fost într-o misiune de evaluare împreună cu un grup de experți care au văzut diferența între abordări acolo unde avem o infrastructură modernă care este bazată pe interesul colaboratorului sau ofițerului, polițistului de frontieră sau polițistii de frontieră, și acolo unde această infrastructură încă lasă de dorit. Iată, pe aceste dimensiuni ne vom concentra pe viitor, așa cum și-a promis anul trecut, totul în contextul dezvoltării capacităților colegilor mei din teritoriu. Pentru că uneori noi uitam că nu colegii din teritoriu lucrează ca nouă să ne fie bine. Invers, noi trebuie să lucrăm astfel ca colegii mei din teritoriu să aibă condiții bune de serviciu. Apropo, despre condiții bune și despre recompensă și despre evaluarea rezultatelor remarcabile în acest sens, existau anumite discuții referitor la un fond de recompensă pentru angajații care aduc rezultate remarcabile. Urma să fie pregătit și un proiect legislativ. La ce etapă este și ce urmează să se întâmple? Dacă rămâne a fi o prioritate, noi urma la început... E la nivel de idee încă? Nu este la nivel de idee, sunt deja schițate un proiect în acest sens, dar războiul, situația de după 24, mai multe lucruri sau mai multe priorități le-am lăsat pentru că ne-am concentrat pe situația de gestionarea crizei refugiaților și asigurării protecției refugiaților aici în Republica Moldova, inclusiv și la momentul traversării frontierei de stat, dar credeți-mă, în contextul anului declarat de către noi în Poliția de Frontieră, anul polițistei și polițistului de frontieră, pentru că anul acesta noi împlinim 30 de ani de la formarea instituțională a Poliției de Frontieră, sper foarte mult și voi face tot posibilul împreună cu colegii mei ca cel târziu până la sfârșitul anului acest mecanism să fie unul lucrativ. Trebuie să recunoaștem, aici trebuie să fie implicate și mai multe instituții. Nu este vorba numai despre Poliția de Frontieră, sunt colegii noștri din Poliție, Biroul Migrat și Azil, toate armele din Ministerul de Interne, colegii la Vamă, de ce nu, și alte instituții după caz. Vreau să discutăm un pic și despre acordul de colaborare cu Frontex
și monitorizarea unei frontiere adiacente, unei zone de război active, câți angajați sunt, câte persoane sunt antrenate la moment? Pe 3 martie anul curent am semnat un demers către directorul executiv Frontex să ne acorde sprijin în gestionarea acestei situații, pentru că agenția are o experiență foarte bogată în acest sens. Pe data de 10 martie noi am început negocierea, pe data de 17 martie doamna ambasadoare Daniela Murari a semnat acest acord de statut cu agenția Frontex, iar pe 19 primii 3 ofițeri Frontex i-am întâlnit la Sculeni. Astăzi noi avem 80 de ofițeri Frontex de diferite categorii, categoria 1, 2 și 3, care activează în 12 locații, din care una e în punctul de trecere Chișinău aeroport, restul la frontiera de stat moldo-ucraineană și moldo-română, pe zonele sau pe direcțiile mai specifice din punct de vedere a riscurilor. Și aici chiar vreau să le mulțumesc colegilor noștri și folosindu-mă de ocazie, mâine e ziua polițistului de frontieră european sau grănicerului european. Și vreau să le mulțumesc tuturor, să le doresc multă sănătate și să le spun că, așa cum o spun întotdeauna, împreună noi vom reuși să facem față tuturor riscurilor care sunt la frontieră, pentru că aceste riscuri sunt comune nu numai pentru noi, dar și pentru Uniunea Europeană. Și, de fapt, zona de securitate a Uniunii Europene din 24 februarie, de mult a trecut de la frontiera între noi cu România la frontiera cu Ucraina. Odată cu începerea acestei colaborări, cum s-a schimbat munca angajaților? Cum a fost această perioadă? Nu a fost o perioadă specifică pentru noi, pentru că din 2008, pe timpuri, Serviciul Grăniceri avea o cooperare. Noi, de fapt, primul acord l-am semnat încă 2008 cu agenția Frontex. Unica diferență este că acum noi suntem cu ei 24 în 24. Ei sunt implicat la maxim, împreună cu colegii mei, în diferite ture sub conducerea polițistului de frontieră din Republica Moldova, pe diferite acțiuni. Ceea ce noi nu avem, spre exemplu, chiar astăzi am participat la un eveniment în care am primit sisteme moderne de detectare anumitor ilegalități în punctele de trecere. Noi asemenea dispozitive nu aveam. Noi visam la aceste dispozitive. Iată, grație acestui sprijin din partea agenției Frontex, noi ne aliniem la cele standarde de asigurare a securității frontierelor. 2 ani în urmă începeam un exercițiu foarte complex de dezvoltare aviației fără pilot în Republica Moldova. Cu părere de rău, nu s-a făcut practic nimic. Iacă noi acum putem să spunem cu siguranță că deja avem această aviație fără pilot și o să o dezvoltăm astfel ca să asigurăm cele mai vulnerabile sectoarele frontierei de stat pentru a diminua la maxim toate riscurile legate de traficul de droguri, traficul de arme, pentru că suntem într-o zonă de război și situația sau practica, istoria, situația din Balcani ne arată cât e de greu să combat acest flagel. Iar pe această dimensiune noi suntem împreună cu autoritățile la nivel național și agenția Frontex. Aș vrea să mai vorbim un pic și despre rezultatele concrete în urma acestei colaborări. Asta înseamnă că nu se mai intră în țară cu pașapoarte false? Nu mai intră în țară persoane dubioase? S-a schimbat și în acest sens ceva? Haideți să vă spun, nu o să pot să vă dau acum careva statistici, dar zilnic. Noi acum dumneavoastră vorbim, înainte de a intra în platou, colegii m-au informat că a fost anihilat un canal de migrație ilegală a cetățenilor din alte țări, folosind ca Moldova țară de tranzit. Iată, pe aceste dimensiuni, noi lucrăm împreună cu colegii noștri de la Frontex. Ce ține de acte falsificate, noi avem posibilitatea în regim real de timp, folosind capacitățile acestor ofițeri, să avem acces la bazele de date la nivel european. Europol, spre exemplu, sau cazuri și diferite profiluri de risc pe migrație ilegală, traficul de mașini furate, sau persoane aflate în dificultate, cum noi pe ei să îi depistăm în acest flux enorm care era, spre exemplu, primele 2-3 săptămâni când veneau refugiații și atunci când colegii mei împreună cu colegii de la Frontex depistau, atenție, scoatem persoana asta din flux, să începem anumite convorbiri cu ea, să vedem
e vulnerabilă, este sub presiune, etc., etc. Noi, de fapt, ne învățăm unii de la alții. Ei de la noi, pentru că și noi avem o experiență pe parcursul mai multor ani, și noi de la ei. Iar prin asta se creează acel spirit de interoperabilitate în acțiunile pe care le desfășurăm, de fapt, noi fiind aliniați 100%, la momentul de față poate nu, dar în viitorul cel mai apropiat, 100% la acele exerciții și mecanisme care sunt implementate la nivelul Uniunii Europene, și asta ne va ajuta enorm pe exercițiul ulterior, care va fi în contextul integrării europene, ori capitolul de gestionarea frontierei are locul său în acest exercițiu enorm, enorm pentru Republica Moldova. Dacă tot ați menționat subiectul refugiaților, vrem să vă întreb, în primele zile tot apăreau diverse informații, precum că unii ucraineni, în special bărbați, lăsau bani grei colaboratorilor pentru a traversa frontiera. Cel puțin mai multe surse media au dat asemenea informații. Au mai existat cazuri, asemenea cazuri? Și în gestionarea noastră sunt mai multe dosare penale pe această dimensiune. Eu voi lăsa la o parte partea morală acestui subiect. Orice cetățean care cere protecție în Republica Moldova, el o va primi. Asta prevede și legislația națională, asta prevede și convențiile internaționale. Iar în cazul în care de situația acestor cetățeni se folosesc grupările criminale, credeți-mă că vom face tot posibilul împreună cu colegii noștri, fie la nivel național, inclusiv și cu colegii noștri din Ucraina, pentru ca persoanele implicate să fie atrase la răspundere. Vă spuneam, chiar înainte de a intra în platou, a fost anihilată o grupare care se ocupa cu acest flagel. Toate aceste cazuri noi le facem publice pentru a, în primul rând, preîntâmpina aceste cazuri și nu în ultimul rând, pentru a sensibiliza inclusiv și activitatea colegilor mei de teren. Două săptămâni în urmă, un coleg de-al meu a fost arestat pentru favorizarea unor asemenea cazuri despre care dumneavoastră ați vorbit. Cu părere de rău, mai avem asemenea cazuri, dar nu le ascundem. Vorbim despre ele, mă întâlnesc personal cu colegii mei din teren, în fiecare sector a poliției de frontieră, atunci când sunt la frontieră, pentru că spuneam la începutul emisiunii, interesul nostru este unic. Alte interese nu sunt. Este interesul național și asigurarea securității cetățenilor acestei țări. În contextul războiului din regiune, ce măsuri concrete au fost luate la frontiera statului pentru a securiza Republica Moldova? Pentru că e o întrebare care este pe limba tuturor în aceste zile. În primul rând vreau să asigur cetățenii noștri să știe că la frontieră este liniște. Din punctul ăsta de vedere. Noi suntem prezenți zi de zi cu diferite dispozitive de serviciu. Circa 1.700 de polițiști și polițiste de frontieră, colegii mei, sunt zilnic în teren. Evident că au fost luate și alte măsuri în acest sens. Am redislocat anumite forțe și mijloace de pe anumite segmente, pe segmentele mai mult vulnerabile decât alte segmente. Practic zilnic am discuții cu colegul meu din Ucraina. Facem schimb de opinii, schimb de informații în acest sens, cu colegii mei din Ucraina, cu conducătorul Serviciului Grăniceri, domnul general Sergiu Daineco, sau cu comandanții din regionala Vest sau Sud. Sunt activități care se desfășoară zi de zi. Iar una din activități continue pe care noi o avem ține de modernizarea poliției de frontieră. Noi nu putem asigura securitatea cetățenilor sau asigura securitatea frontierei de stat cu echipamente din secolul 20. Guvernul Republicii Moldova ne-a ajutat, am dislocat pe sectoarele vulnerabile 18 automobile noi. Ați văzut acel lot de echipament care a fost donat de către partenerii internaționali, mai vin încă 21 de automobile noi. Vin sisteme de termoviziune fixă și mobilă. Avem în practic ultimele zile procedura de procurare cel puțin 3 escadrile de quadrocoptere mijloace fără aeriene, fără pilot, care vin în suportul nostru
în a asigura securitatea frontierei de stat, fie pe segmentele verde, fie în punctele de trecere. Iar cred că mâine, poimâine, deja o să facem publice mai multe informații în acest sens, pentru că vine pentru a asigura securitatea și liniștea cetățenilor. V-ați referit la aceste donații și totuși vreau să vă întreb ce investiții din bugetul statului ar fi nevoie pentru a moderniza infrastructura frontierei de stat? Spuneam că guvernul ne-a ajutat cu alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea 18 automobile noi de teren pentru sectoarele poliției de frontieră. Ce ar mai fi nevoie în acest sens? Tot guvernul a alocat 4,5 milioane de lei pentru drone. Procedura este pe finalizare. Am făcut o anumită redislocare a mijloacelor financiare din actualul buget pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv, îmi cer scuze, infrastructurii frontierei de stat și a echipamentelor pentru polițiștii de frontieră, pentru că, sincer să vă zic, atunci când vine asistența din exterior, iar pe interior tu nu găsești surse financiare, iată, noi am găsit aceste surse. Noi am găsit aceste surse din reparații care erau planificate de dragul reparațiilor sau cineva se gândea să-și facă, scuzați-mă că folosit acest sintagmă, euroremont în birouri. Iată, noi acești bani le-am de dislocat pentru asigurarea condițiilor de serviciu și condițiilor și a echipamentelor speciale pentru colegii mei din teren. Aș vrea să mă întorc un pic la subiectul colaborării dintre colegii de la frontieră. Recent, Ucraina și Polonia au constituit un control vamal comun, o performanță, pentru că cu siguranță va aduce anumite rezultate remarcabile. Când ar fi posibil un asemenea punct comun între Republica Moldova și România? Săptămâna trecută, colegul meu, comisar șef Victor Ivașcu, șeful Poliției de Frontieră din România, a fost într-o vizită aici, oficială, în care am discutat mai multe aspecte de activitățile noastre la frontieră comună. Am vizitat și punctul de trecere Palanca, Maiache, Udobne, un punct de trecere model din punctul nostru de vedere în ceea ce ține de organizarea controlului în comun. Noi am stabilit că lansăm aceste discuții între polițiile de frontieră. Imediat după această vizită l-am sunat pe colegul meu, șeful Serviciul Vamal, Igor Talmazian, l-am informat despre vizită, ce am discutat, m-a informat și el că și pe linia lor a fost lansată această discuție. Din câte am fost informat, vineri a fost o ședință comună a Comisiei Juridice și pentru Politica de Externă din Parlamentul European la Iași, împreună cu colegii lor din Senatul României, în care inclusiv a fost discutat subiectul controlului comun. Ați dat un exemplu unde atunci când este dorință, dezvolți anumite concepte. Experiența Poloniei și Ucrainei. Pe noi nimeni nu ne încurcă. Noi, cei de pe malul stâng a Prutului, cu cei de pe malul drept a Prutului, să ne așezăm la o masă, să stabilim acest mecanism. Mai mult ca atât, legislația Uniunii Europene, și mă refer la Codul Frontierelor Schengen, anexa 4, punctul 114, prevede expres posibilitatea organizării controlului comun între un stat membru al Uniunii Europene și stat terț. Noi suntem stat terț, cel puțin la moment, dar suntem și stat asociat, iar în viitoarea perspectivă, cred că nu de departare. În cât timp ar fi posibil acest lucru? Totul depinde de voința părților. Odată cu începerea discuțiilor, de exemplu, în cât timp ar fi posibil? Totul depinde de voința părților. Să dau acum o dată X sau Y, nu pot. Când discutam cu colegul meu și deja prietenul meu, Victor, noi spuneam că nu suntem gata și de mâini să facem acest lucru. Dar evident, trebuie să pregătești cadrul normativ, bilateral, acordul și procedurile standard de operare. Or, și experiența României în organizarea controlului comun între România-Bulgaria, România-Ungaria, experiența noastră în organizarea controlului comun cu colegii noștri din România, ne dă posibilitatea să avansăm cu mult mai rapid decât am avansat cu colegii din Ucraina. Eu mai mult vreau să vă spun. Arhivele nu ard. Ori prima tentativă de organizare a controlului comun a fost fix cu 20 de ani în urmă. În 2002 au fost lansate discuțiile între România și Republica Moldova
pentru organizarea acestui exercițiu, mai mult în preambul care este menționat, în contextul aspirației României la integrare în Uniunea Europeană. Noi suntem acum cu mult mai avansat în acest dialog. Experiența noastră ne permite să o facem cu mult mai rapid. Sper foarte mult că acest subiect va fi pus în discuție nu numai la nivelul instituțiilor de frontieră, din câte eu cunosc, aceasta este posibil de rezolvat și o să ne folosim inclusiv și de experiența colegilor noștri de la Frontex, care, după cum spuneam, din 19 martie lucrează cot la cot cu noi, aici, dar și în România sunt prezenți. Mâine este marcată Ziua Polițistului de Frontieră. Știu că vor avea loc niște evenimente în acest context. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe. De fapt, astăzi a fost lansat șirul activităților legate de celebrarea Zilei Polițistului de Frontieră European. Așa. Ziua Poliției de Frontieră din Republica Moldova este pe 10 iunie. Astăzi colegii mei sunt în cartierul general a Frontex, unde participă pentru prima dată la conferința țărilor gazdă a operațiunilor Frontex organizate. Din primele informații pe care eu le-am primit deja, a fost o prezentare una de succes și toți apreciază ce a făcut Republica Moldova, instituțiile statului, în comun cu partenerii internaționali în gestionarea crizei migraționale. Mâine, începând cu ora 9, începe deja tradiționala campanie de donare a sângelui. Care se desfășoară, apropo, al 8-lea an consecutiv. Al 8-lea an consecutiv. Primul exercițiu a fost în 2014, unde pentru prima dată noi în această zi, sau lângă noi vor fi și colegii noștri, care de fapt fac parte deja din echipa Poliției de Frontieră. Și echipa vorbesc de la Moldova 1 va fi prezentă să filmeze. Vă invităm cu mare drag să fiți alături de noi Eu în această zi. Eu vă mulțumesc zi. Tare mult pentru prezență în această seară. Din păcate timpul emisiunii s-a scurs, dar vă mai așteptăm cu drag și cu alte subiecte aici în platou. Oricând. Doamnelor și domnilor, ediția specială din această seară se încheie aici. Aveți grijă de voi și de cei dragi și rămâneți în continuare cu Moldova 1.